sfârșit aveți termen cu... Da. Cu cine aveți termen? După accident. Accidentul? Din ce an? În 19 iunie 2022. Ce s-a întâmplat atunci? Am fost accidentat pe trecerea de pieton de mașină. A fost în parcă pe Bulevardul Mamaia, da, atunci, da, la hotelul Park. Exact, acolo, exact. Da. Și aveți termen acum? Da, astăzi. Vă simțiți bine? Aproximativ, știți cum sunt, ca o mașină care a fost dată peste cap. E reparată, dar după aia nu mai e chiar cum a fost. Mai trage în dreapta, mai zdrâncină. Din asta e. Probleme cu raportul de, mă rog, după accident, să, până la urmă vi s-a eliberat? Da, sigur că da. Băi, dacă am ajuns la termen, înseamnă că s-a eliberat toate, sigur. Ce solicitați în fața instanței? Despre recuperarea cheltuielilor. În restul nu interesează altceva. Mare? Nu știu, avocatul s-a ocupat, el a făcut socotel, el are toate documentele la el. Încă mai aveți nevoie de recuperare? Nu, cine știe ce, adică, deci, din punct de vedere al oselor, să zic, e bine, însă e greu cu musculatura, că se revine mai greu. După ce am stat un an de zile în pat, mai... Încă, așa, nu pot să merg pe distanțe mari, dar restul n-am probleme deosebite. Mulțumim!